Casele de tip familial Ansaloni, Casa Albastră și Casa Verde au primit astăzi vizita consilierului social al Episcopiei Giurgiului. Copiii instituționalizați au primit pungi cu dulciuri, jucării și articole de îmbrăcăminte, cărora li s-au adăugat sfaturile duhovnicești ale părintelui Popa Edmond Nicolae. Pe lângă darurile de jucării, dulciuri, îmbrăcăminte, așa pe care le-am adus copilașilor, iată că am vorbit cu ei, am discutat cu ei, am avut, ca să spun așa, convorbiri duhovnicești. Am vorbit despre post, despre rugăciune, despre milostenie și le-am arătat și le-am spus că aceste daruri le-am făcut, le-am pregătit împreună cu copiii de la o altă casă de tip familial din așezământul Grădina Maicii Domnului de la Letca 9, învățându-i în felul acesta pe copii bucuria de a dărui, bucuria de a-i ajuta pe cei de lângă ei. Bucuria cu care cei mici au primit darurile s-a resimțit în poeziile rostite prin care au vestit venirea primăverii. A trecut cea nageroasă când pulea de-l înverzit, rândunica cea voioasă la noi iarăși a sosit. Dintr-o creancă în alta zboară, tuzul galben a aurit, salutare primăvară, timp frumos, bine ai venit! În această perioadă de post, Episcopia Giurgiului a mai pregătit daruri pentru cei 110 copii cu dizabilități de la școala specială din municipiu, pentru pacienții din spitale și pentru deținuții din penitenciarul Giurgiu.